Salutare, numele meu este Azurax și bine avem pe jocul Inim de Fier 4, unde noi o să avem misiunea de a salva Crăciunul. M-am uitat pe Steam Workshop să găsesc niște moduri speciale pentru Crăciun și, ei bine, lista este una foarte, foarte mică, cu câteva moduri care n-au mai fost actualizate de mult timp. Așa că am luat decizia de a combina două moduri, adică Road to 56 și, bineînțeles, modul în care îl transformă pe premierul Danemarcei din acea vreme, adică Thorvald Stunning în Moș Crăciun, deoarece are barba asta super, super, super lungă. Așa că prin trenul Crăciun, de fapt, va trebui să salvăm Danemarca și, bineînțeles, că această sărbătoare nu poate fi sărbătorită fără Moș Crăciun. Așa că premierul nostru va trebui să stea la putere. Am intrat pe campanie și cu obiectiv principal, bineînțeles, este de a supraviețui. Deoarece dacă zici Danemarca, automat zice și Crăciunul, deoarece n-o să mai avem pe Moș Crăciun. Așa că mare atenție la vecinul sudic, deoarece ăștia sunt foarte expansioniști. Și acum să vedem cum o să acționăm cu politica externă. Și înainte de a da start la campanie, am făcut niște mici modificări la botul german, adică tot va fi unul expansionist, numai că va alege o rută zi mai diferită față de cea din timpul nostru, adică nu va fi cu criza din Austria, sau poate va fi, sau în altă ordine, cred că. Așa că nu știu la ce să mai aștept din partea acestei țări, ceea ce va fi destul de interesant. Așa că momentan o stăm neutri, deoarece nu știu cum va acționa Germania. Poate se va afla într-un război doar cu, știu eu, Uniunea Sovietică, sau poate va fi doar împotriva aliaților. Și dacă va fi împotriva aliaților, e cam nașpa, deoarece o să fim țintă singură, deoarece Germania trebuie să își securizeze Marea Baltică. Așa că noi trebuie să fim cuciriți. Sau poate putem să facem asta, nu știu. Și dacă tot mă joc cu moșul, ei bine, Partidul Social Democrat va trebui să câștige o majoritate. Așa că o să alegem ruta asta, după aia ne ducem jos până aici și după aia vedem ce o să alegem dintre astea trei. Și deja avem probleme domestice, deoarece Partidul Comunist și Partidul Naționalist ne fac probleme, dar nu-i problemă, deoarece Moș Crăciun a venit cu o soluție potrivită, adică să facem o formațiune paramilitară format din elfi. Bun, sper că s-a potorit și acum să trecem la treburi serioase. Ok, deci remilitarizarea Rinului are loc mult mai târziu în acest univers, cam pe la sfârșitul anului 1936 și văd că mai au și un pat din agresiune cu Polonia, țară care mai are de asemenea un alt pact cu Uniunea Sovietică. Nașpa că aceste pacturi pe care le avea Polonia, ei bine, nu vor mai avea nicio valoare câțiva ani mai târziu. Bineînțeles că nu puteam scap de violențe, dar acum dacă fac focusul ăsta, așa, bun, hai că a dispărut toată chestia de aici. Am înțeles, interesantă trăsură de situație și acum sunt curios cum va acționa Germania. Și acum trebuie să găsesc neapărat un nou partener economic. Așa că ne întoarcem tocmai aici, unde am cele patru variante. Și dacă e să mă duc așa pe roleplay, cât timp Germania nu reprezintă un pericol și cât timp aliații colaborează împotriva Germaniei, ei bine, s-ar putea să aleg focusul de aici. Ok, acum înțeleg de ce Italia este acum pro-aliați. Deoarece italienii n-au reușit să ocupe Etiopia la timp, așa că pentru a termina războiul au făcut un compromis cu aliații și cu Etiopia. Așa că acum Somalia este conectată de restul coloniilor italiene, tocmai de aici, din nord. A, da, și de asemenea am mai ocupat și Albania. Iar când vine vorba de Asia, ca și în timpul nostru, Japonia o să invadeze China. Ar fi fost și interesant dacă am fi avut varianta în care Japonia ar fi atacat Uniunea Sovietică, dar presupun că merge și așa. Oricum, pentru mine cel mai important este că Germania este cam izolată acum. Negocierile au mers foarte bine și acum avem doi potențiali aliați. Deja ne aflăm în luna mai anului 1938 și nu avem criză din Austria, deoarece Italia garantează independența acestei țări. Și chiar îmi place cum evoluează acest joc, deși avem acțiuni diferite față de timpul nostru, adică istoria alternativă. Numai că aici nu avem scenarii ridicole, de exemplu că, nu știu, Franța dintr-o dată devine comunistă, sau, nu știu, în Rusia avem a doua război civil rus, că s-a întors țarul, sau nu știu ce, idei de astea nebune. Nu, ci pur și simplu avem aproape aceiași lideri, numai că jocurile politice sunt mai diferite, cum a fost în cazul Italiei, cu compromisul cu Etiopia și tot așa. Sau că acum e Germania, trebuie să acționeze mult mai precaut, deoarece este cam izolată. Nu mai contează, după câteva secunde s-a dus și Austria, acum nu știu ce s-a întâmplat cu Italia și aliații de n-au intervenit, rămâne de văzut. Și acum sunt cam grijorat, deoarece, cum v-am mai zis, dacă Germania intră în război cu aliații, eu sunt mort.
Și odată cu căderea Austriei, ei bine, are loc și efectul domino, în care mai multe state încep să renunțe la tratatele din timpul primului război mondial. Am înțeles, deci sunt mort și deja cam prea târziu. Ei bine, la asta chiar mă așteptam, așa că rip Ungaria. Așa cum credeam, România a capturat Budapesta și cred că războiul ăsta a început datorită tratatului de la Trianon, deoarece Ungaria a vrut să renunțe la el, iar apoi, imediat, România a intervenit și s-a ales cu un nou teritoriu. Chiar îmi plac cum decurg lucrurile în acest univers. Acum Uniunea Sovietică a declarat război Finlandei. Și acum s-a dus și țările baltice, o parte din ele, adică Estonia și Letonia, acum văd. Iar acum pentru aliați, cel mare pericol este Uniunea Sovietică, ceea ce înseamnă că acest stat o să aibă și foarte multe sancțiuni. Și acum că aliații sunt distrași cu Uniunea Sovietică, ei bine, Germania s-a putea să aibă mână liberă asupra Poloniei, dar că sunt garantați de Marea Britanie. Chiar sunt curios cum vor evolua lucrurile, că e așa super interesant universul ăsta. Și imediat, după războiul dintre Finlanda și Uniunea Sovietică, Germania a declarat război Poloniei, așa că ăștia sunt în război și cu aliații și trebuie să își securizeze neapărat Marea Baltică, așa că o să fim invadați în curând. Și mă uitam pe aici, văd că am o opțiune în care pot să închid, de exemplu, canalul și să las să intre ce țară vreau eu. De exemplu, poate nu mai vreau să las ca Marea Britanie să pătrundă în Marea Baltică și așa mai departe. Oricum, focusul ăsta e blocat, dar chiar și așa ar fi destul de interesant, de exemplu, să am acum opțiunea ca să blochez accesul Marea Britanie, deoarece mă amenință Germania cu, nu știu, ocupația, sau să blochez accesul Germaniei și să mă invadeze imediat. Ar fi fost interesant ceva de genul. Să fie așa o criză cu trecerea în Marea Baltică. Ok, deci până la urmă Ungaria intră de partea axei, dar îmi place că s-a ales cu bucata asta mișcă cu României, deoarece evenimentul ăla, cu al doilea dictat de la Viena, evident nu include și bucata asta. Și acum Ungaria este împărțită în două. Deși a căzut Parisul, Franța rezistă și de asemenea Olanda împreună cu Belgia încă n-au capitulat. Deci Germania cred că va avea o viață grea cu front de vest. Și acum văd că aliații chiar pătrunși în Germania, ceea ce înseamnă că dacă aș alege varianta asta de aici, am putea să înfrângem Germania, dacă tot au probleme în Franța. Hai că am intrat și acum să sperăm că nu o să mă distrug în câteva minute. Hai că am putut puțin în Germania, numai că partea nașpa este că Germania au venit cu tancurile, așa că va trebui să ne întoarcem înapoi în forturi. Poate a căzut Franța, dar totuși noi momentan suntem în siguranță, deoarece avem multe forturi, cam de nivel 7. Acum urmează să construiesc aici încă 2. Mai avem și protecție aeriană, bineînțeles forturi împotriva invaziilor navale. Da, și că aliații ne mai aduc din când în când niște trupe. De exemplu, aici avem niște libis din Egipt. Văd că încep și cu invazii navale, dar nu e problemă deoarece nu pot să captureze porturile și acum această divizie prinsă. Nu știu cum, dar Iugoslavia împreună cu Bulgaria și România a ajuns să facă parte de partea aliaților și să fie război cu Germania. Și legătură cu campania nu cred că m-a început așa interesat de arătat, așa că o să revin cu rezultatul final. Și în timp ce mă jucam off camera, ei bine, îmi apare acest eveniment, care poate voi vedeți doar că apar așa, cu Danemarca și niște numere la mișto. Dar dacă întreb mouse-ul, ei bine, Moș Crăciun o să dispară complet, deoarece acum avem un nou lider. Poate Moș Crăciun nu mai este cu noi, dar măcar putem salva în continuare Crăciunul. După ce Germania a reușit să-și facă noi inamici, ei bine, nu prea mai aveau trupe aici, deoarece trebuia trimise pe alte fronturi, așa că am avansat și a capturat orașul Berlin. Și războiul ăsta a avut într-o situație super interesantă, deoarece mai întâi Uniunea Sovietică declară război Germaniei cam pe la sfârșitul anului 1942, după ce a terminat cu epurările și cu reformarea armatei. A început o criză între Grecia și Turcia, Turcia intrând de partea axei, timp ce Grecia de partea aliaților. Și un conflict între Spania naționalistă și Italia, așa că Italia a intrat de partea axei, iar Spania în alianța Uniunii Sovietice. Și în anul 1943, bineînțeles, Statele Unite a declarat război Japoniei. Și mai zic că Uniunea Sovietică a atacat Iranul, unde și-a instaurat un stat marionetă, și că Irakul în curând o să fie capturat de britanici. Și pentru prima oară văd asta cu război civil italian și are loc acest război civil deoarece Italia fascistă a pierdut o bună parte din Italia. Așa că în nord avem Italia aliaților care primește această bucată de focus, iar la sud avem Republica Socială Italiană,
care este un stat major al Germaniei. Și bineînțeles că și primesc niște focusuri noi, numai că e un dezastru aici, așa că va trebui să așteptăm ca cei de la modul cu Road to 56 să rezolve această problemă. Hai că războiul se apropie de final, dar înainte de a termina cu el, am zis să vă arăt și știrea asta. După nu știu cât timp de așteptare, în sfârșit războiul e gata, cel puțin pe continentul european, deoarece în Asia nu o să mai sta până capitulează Japonia, măcar am supraviețuit. Am să bag Crăciunul și chiar am și extins puțin. Și schimbările față de timpul nostru sunt că Uniunea Sovietică controlează această regiune, acum nu știu dacă o să dea înapoi Poloniei, rămâne de văzut. Grecia, mult mai extinsă, Turcia momentan se află sub ocupație militară și vedem că avem și un protectorat al Armeniei. Dar în rest, cam la fel, ca și timpul nostru, aproximativ. Așa că cu această ocazie, însă și pot schimb videoclipul, așa că Crăciun fericit. Și probabil o să ne vedem la anul cu un nou videoclip. Sau cine știe, poate mă mai răzgândesc și o să postez și înainte de Revelion. Rămâne de văzut. Așa că a fost Azurax și ne vedem data viitoare.